Slăvit să fie Domnul! Haideți să deschidem împreună Sfânta Scriptură la cartea Evanghelistului Luca, capitolul 5. Vom citi primele 11 versete, pagina în Biblie, 992. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzeau norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii care era lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: depărtează-l adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești, că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceștia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și i-a zis: Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Fiindcă l-a apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacob și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășul lui Simon. Atunci a zis Iisus lui Simon: nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mulțumesc lui Dumnezeu care m-a ajutat să ajung la dumneavoastră. Mulțumesc fratelui Moise care m-a invitat să vin la dumneavoastră. Am primit invitația dânsului cu bucurie și teamă. Bucurie, revedere! Ultima dată am fost la dumneavoastră pe 2 martie 2016, adică exact acum un an. Și mă bucur să vă văd după un an, vă întâlnesc nu mai bătrân cu un an, vă întâlnesc mai mari cu un an. De ce teamă? Biserica Gloria din Arad, împreună cu alte câteva biserici, sunt considerate așa ca un fel de etalon, mulți ochi se uită spre dumneavoastră. Asta vă dă un sentiment de mulțumire, dar și o responsabilitate în același timp. Atenție, că mulți uită la voi ce cântați, ce predicați, cum vă îmbrăcați, că de aici se dă ora exactă. Și o teamă că în biserica asta știu că e un standard ridicat de învățătură. Și e bine să fie așa și doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Când am primit invitația fratului Moise, nu este o practică a mea, dar s-a întâmplat că am făcut o rugăciune și am spus: Doamne, eu deschid Sfânta Scriptură, repet, nu-i practica mea. Și de unde se deschide, de acolo merg să predic. S-a deschis la Luca, la capitolul 5, pescuirea minunată și dați-mi voie să vă spun, n-am nicio pasiune de pescuit. N-am nicio pasiune, dar dacă s-a deschis Scriptura aici, m-am bucurat că eu întotdeauna am fost fascinat de minunile Domnului, pe care le-am întâlnit în Scriptură, îmi plăceau, le citeam, le reciteam. Și mai ales de acele care le întâlnesc în viața de fiecare zi, că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu al minunilor și El continuă să lucreze cu minuni și la ora actuală. Amin. Și ne-ar trebui multă vreme ca să povestim minunile Domnului pe care le-am văzut cu ochii mei, făcându-le Domnul prin oamenii Săi. Și la început chiar încercam să le înțeleg, să văd cum s-a făcut minunea. Și m-am dat bătut, m-a resemnat și mi-a spus: dacă le-aș fi înțelege, n-ar mai fi minuni. Din toată descrierea aceasta, atât am putut să înțeleg că Petru s-a chinuit toată noaptea și nu a prins nimic. Asta am înțeles. Dar n-am înțeles acel moment pulminant, dacă vreți, când Petru a aruncat mrejele și nu mai putea trage de mulțimea peștilor. Cum n-au dat busna toți peștii în năvodul lui Petru? Asta nu pot să înțeleg. Asta e minunea. Dar eu aș dori ca minunea pescuirii să o repete Domnul aici în adunare, în seara asta. Că Domnul îi spunea lui Simon: te voi face pescar de oameni.
Și aș dori ca năvodul ăsta al mântuirii să fie aruncat aici în adunare, printre prietenii care au venit, și Domnul să mai scoată oameni pentru împărăție. Doamne ajută în aceasta! Și dacă tot n-am putut înțelege minunea, eu m-am gândit, oare pentru înfăptuirea unei minuni sunt totuși câteva condiții care trebuie să fie împlinite? Și învățătura mea care o am din Sfânta Scriptură este că în relația noastră cu Dumnezeu există un parteneriat. Nu știu dacă e un cuvânt teologic sau cel mai potrivit, dar n-am altul mai bun în seara asta. Adică Dumnezeu are o parte pe care o face și El o face, dar întotdeauna omul are și el ceva de făcut. Și trebuie să-și facă omul partea lui. Noi suntem adunare apostolică, botezată de Domnul cu Duhul Sfânt. Toată iarna am umblat pe la stăruință. Am văzut revărsări de har. Domnul boteza mulți. Eu spun slăvit să fie Domnul. Amen. Dar spun că în cadrul botezului cu Duhul Sfânt, în umplerea, în reumplerea cu Duhul Sfânt, omul trebuie să-și facă partea lui. Spunea în același Luca 11 cu 13 versetul. Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în cer va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Deci care e partea mea la botez? Partea mea e să-mi pregătesc vasul, să mă curățesc și să cer Duhul Sfânt. Și partea lui Dumnezeu e să boteze cu Duhul Sfânt. Dacă vreți, în procesul vindecării, spune în Epistola Sobornicească a lui Iacob, la capitolul 5, versetul 13 la 16, este printre voi cineva în suferință să se roage? Este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă? Este printre voi vreunul bolnav să cheme prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn? Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul va însănătoșa. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Deci, efectiv, în procesul vindecării, foarte simplu. Omul face trei lucruri. Omul face mărturisirea, face ungerea și face rugăciunea. Iar Dumnezeu face mântuirea, iertarea și vindecarea. Deci, în relația noastră cu Dumnezeu, Dumnezeu întotdeauna are o parte de făcut care o face. Iar noi avem o parte care trebuie să ne-o facem noi. Vorbim de iertarea păcatelor. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Plata păcatului este moartea. Dar ca eu să fiu iertat de păcate, să mă duc acasă liniștit, să n-am vise, să n-am coșmaruri, să n-am regrete, să nu am o teamă, ca să mă duc în seara asta eliberat de aici și cu inocență, cu curăție în viața mea, Dumnezeu l-a trimis pe Hristos în lumea noastră, pe Fiul Său, întrupat prin Fecioara Maria, a venit pe pământul acesta, oamenii l-au omorât, l-au țintuit pe cruce și prin credința în numele Lui, noi avem iertare de păcate. Dumnezeu și-a făcut partea. Acum trebuie să ne facem noi partea. Spunea Petru, fapte, pocăiți-vă, le-a zis Petru, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele. Asta o facem noi. În aceeași carte, Faptele Apostolului, capitolul 10, versetul 43, aflat în casa lui Corneliu, Petru spunea, toți prorocii au prorocit despre el, că oricine crede numele lui, capătă prin credința numele lui iertare de păcate. Iar în Fapte 22 cu 16, Anania spunea lui Saul, și acum ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii curățit de păcatele tale. Deci Dumnezeu l-a dat pe Hristos, a murit. Dar partea omului, știți care? Este să creadă, să se pocăiască și să se boteze. Doamne ajută în aceasta! Și mai este o condiție între noi, așa, Marcu 11, parcă 25. Dacă nu iertați oamenile greșelile lor, nici Tatăl vostru care e în cer nu vă va ierta. Dar dacă voi vă iertați unii pe alții și Dumnezeu ne iartă pe noi, Doamne ajută-ne și la aceasta. Vedeți dumneavoastră, ăsta e gândul care l-am eu și în înfăptuirea unei minuni. Că și la
botez cu Duhul Sfânt și la vindecare și în procesul acesta al iertării de păcate și în mântuirea noastră. În mântuirea noastră, Dumnezeu a făcut partea Lui, iar noi trebuie să ne facem partea noastră. Pe mine mă deranjează Evanghelia asta așa de ușoară, să spui că nu avem nimic de făcut. Nu, nu, avem noi de făcut. Dumnezeu a făcut ce trebuia să facă. Că spunea Pavel în Filipeni 2:12, astfel după cum totdeauna ați fost ascultător, duceți mântuirea voastră până la capăt cu frică și cu tremur. Deci Dumnezeu ne-a mântuit, Galateni 1:4, El ne-a smuls din veacul ăsta rău după voia lui Dumnezeu și Tatăl. Asta a făcut-o Dumnezeu. Psalmul 40, îmi pusesem nădejdea în Domnul, El s-a plecat spre mine, mi-a auzit strigătele, m-a scos din fundul mocirile, m-a scos din groapa peirii, că eu nu puteam să ies singur de acolo. Eu eram în mocirile și în groapă și am strigat către Dumnezeu, El a venit și m-a scos de acolo. Mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașe, în gură mi-a pus o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu. Dar eu trebuie să-mi duc mântuirea mai departe. De acum e treaba mea. Și asta trebuie să înțelegem noi, frați și surori, dragi ascultători Evangheliei, că Dumnezeu și-a făcut partea, dar noi trebuie să ne facem partea. În 2 Corinteni 7:1 spunea același apostol Pavel, fiindcă avem astfel de făgăduință, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt. Să ne ajute Domnul, amin? Că atunci când vorbim de desăvârșire, 1 Corinteni 2:6 spunea Pavel, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune. Cui predica Pavel? La desăvârșiți din Corint. Dar vine Petru capitolul 5, versetul 10 și spune, după ce vă suferi puțin, El vă va desăvârși. Deci este o desăvârșire la timpul trecut, că ne-o desăvârșit, este o desăvârșire finală cu care o vom intra în rai. El vă va desăvârși. Între aceste două desăvârșiri care le face Domnul, mai este una. 2 Corinteni 13:11. De aceea, frații mei, fiți tari, îmbărbătați-vă, fiți oameni, desăvârșiți-vă. Asta e treaba noastră. O desăvârșire a făcut-o Domnul când ne-o smuls din mocirlă, ne-o socotit neprihăniți, una o face aia finală, ne va desăvârși aia finală, iar acum ne desăvârșim noi. Unde? La Arad. Unde? În adunare. Și Doamne ajută-ne la aceasta. Ajunge la Luca capitolul 5. Eu m-am rugat Domnului să-mi dea câteva gânduri ca să predic în contextul evangelizării. Și am văzut eu că pentru înfăptuirea unei minuni sunt niște condiții care trebuie împlinite. Dacă aceste condiții în seara asta sunt împlinite, unii se vor pocăi. Iar dacă aceste condiții nu sunt împlinite, nu s-or pocăi. Eu am trei gânduri legate de locația corăbii. Când am cercetat textul acela, m-am uitat la corabia lui Simon, când definitiv ia să o umplu cu pește. Și am găsit trei locații pe care aș vrea să le prezint înaintea dumneavoastră. Spune cuvântul Domnului în versetul 3, s-a suit în una din aceste corăbii care era lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Prima locație a corabiei îi puțin depărtată de țărm. Dacă era în larg, era la pescuit. Dacă era la mal, spune că pescarii o coborât și cârpeau mrejele. Aveau program administrativ. Dar era numai puțin depărtată de la țărm, unde nici nu se putea face curățenie, nu se puteau cârpi mrejele, nici nu se putea pescui. Se putea face un lucru. Se putea asculta Evanghelia. Prima condiție pentru pescuiri, eu am găsit-o, că trebuie să fie, așa cum spuneam, că este un parteneriat între noi și Dumnezeu, așa și înfăptuirea acestei minuni, trebuie să fie un interes reciproc. Un interes al învățătorului
al Domnului Iisus și el avea interesul să propovăduiască Evanghelia. Asta era lucrarea lui, era chemarea lui. Dar și un interes din partea lui Simon și ceilalți pescari ca să asculte Evanghelia. În seara asta de evangelizare, adunarea Gloria are interes. Au organizat seri de evangelizare, m-am uitat la cei care cântă și i-am spus la fratele Moise, multă repetiție văd din asta. Eu am cântat și eu la cor și știu cum e, multă, multă repetiție să cântați fără greșeală. Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească pentru munca voastră. Deci din partea bisericii este interes, din partea ascultătorilor este interes, pentru că ăsta e un răsfăț ce e acum la Bujac. Astea sunt doar niște seri de sărbătoare. Evangelizarea practică e aceea care o facem noi în fiecare zi. Noi toți suntem sub porunca Domnului, duceți-vă și propovăduiți Evanghelia. La nivele diferite, păstorul la puterea și nivelul lui, un frate simplu din adunare la puterea și darul lui, un copil la puterea lui. La noi în clasa a șasea, niște băieți, eu spun la un alt băieț de pocăință, ăla curios a venit la adunare. O dată, de două ori, de zece ori, a început să vină și frate, să o lua mai micu. Și mama s-a luat atitudine, măi, unde merg ăștia la pocăință, ia să mă duc și eu. Și a venit și el la adunare și i-a plăcut. Și a început să vină și ea la adunare. Și după o vreme, vine la mine și îmi spune, frate Dragoș, vreau să-mi dai și mie botezul în apă. Sora Ileana, vă putem botiza dacă sunteți decise, dar soțul ce spune? A, el nu prea e de acord, dar o mă uit la el, eu m-o chema Domnul la pocăință, să apropie botez. Și înainte de botez îmi spune, frate Dragoș, nu pot să mai iau botezul. Bărbatul mi-a spus că îmi face capătul. Bărbatul ei, având două surori de corp, măicuță, de la ei pleca autocarele pe munți, pe mănăstiri, la ei veneau, la ei erau totul. Mă face rușuri în sat, nimeni din neamul nostru nu-i pocăit. Și am spus, sora Ileana, dacă nu ești dispus, mai stăm un pic. Dar ea vine la stăruință. Domnul botează cu Duhul Sfânt și se ridică pe genunchi și spune, vreau botezul în apă. Dar ce o să spună soțul? Plătesc prețul. Eu plătesc prețul. Ce o să spună? O să spună. Și acum îmi spunea ea, duminică dimineața bărbatul nici nu a vrut să vii la pocăință. Dar îmi spunea ea, măi, am primit botezul, soțul mi-a spus, când vii acasă, vezi tu ce pățești. Și acum i-am povestea, frate Dragoș, mă duceam așa, în fața mea era un grup de surori care comentau programul, că l-au predicat prea mult, cântarea ce nu trebuia. Eu mergeam la vreo trei pași și mă rugam, Doamne, dă-i o inimă bună la bărbatul meu. Și îmi spune, am ajuns acasă, el m-a întrebat, ai luat botezul? Da. Hai în casă, că nu-ți fac nimica. Și-o primit-o. Domnul a îngăduit acolo peste o persoană un duc străin, o persoană demonizată. S-au făcut slujbe, s-au fugit la medici, s-au alergat în toate părțile, sobor de preoți, chemați, cheltuit. Niciun rezultat. Și niște frați simpli de la noi în adunare au plecat până la ei să facă o rugăciune. Și Domnul a eliberat persoana aceea. În momentul când Domnul a eliberat bărbatul, omul de casă s-a dus în bici. O scos damingenele cu rachiu, cu vin, le-o spart pe arături în grădină, o spus, astea nu li vând, de aici nu mai bea nimeni. În prima duminică o venit la adunare, o primit botezul în apă, Domnul o boteza cu Duhul Sfânt și predică Evanghelia. Băiatul ăla a crescut mare, este prezbiter și conducător de adunare într-o adunare din Belgia. Știți de ce? Că am avut niște evangheliști buni în clasa șasea. De acolo a început. Și vă pot da multe exemple de felul acesta. Că evangelizarea nu se face numai de la amvon. Am spus, asta e sărbătoare la voi. Asta e un răsfăț, așa, frați, să fac pentru voi. Evangelizarea se face fiecare la locul lui. La noi, în vreme de prigoană, când au venit și au încuiat adunarea, și câțiva ani de zile, lacătul ruginit pe ușa de la adunare. Frații noștri s-adunau la rugăciune. S-adunau la rugăciune. Și după vreo 3-4 ani au primit voie să intre în adunare.
Și când o intra înapoi în adunare, nu mai încăput în adunare. Știți de ce? Că fiecare acasă și-o chema vecinii cu mătrii nașă și s-o pocăit. O lua boteză așa clandestin. Și când s-o întâlnit la adunare, a spus, da, și tu ești pocăit. Erau multe grupuri de rugăciune care s-au întâlnit acolo. Asta e evangelizare. Faceți, vă rog, astfel de evangelizări. Știți ce reproșau soborul lui Petru și Ioan în fapte? Noi v-am zis să nu mai predicați de numele acesta și voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră. Umpleți Aradul, umpleți facultățile, umpleți tramvaile, umpleți casa scărilor de învățătura aceasta. Doamne ajută de aceasta! Spuneam eu că îndepărtarea doar puțin a corăbiei nu l-a ajutat pe Simon decât să audă cuvântul lui Dumnezeu. Interes de la Domnul să predice și întotdeauna să predice cuvântul lui Dumnezeu. Și întotdeauna eu îi sfătuiesc pe toți și mă străduiesc și eu în același mod să predicăm cuvântul lui Dumnezeu. Era tema apostolului, fapte 13:44. Predicau Evanghelia. 1 Corinteni 15:1. Fraților, vă fac cunoscut Evanghelia. Când ajunge Pavel în Corint, un oraș înfloritor, un centru comercial, dar un oraș imoral, cu mult păcat, Pavel nu vine cu tratate de sociologie, nu vine cu filozofii din lume. El a spus, Corintul poate fi vindecat într-un singur fel, propovăduind Evanghelia. Societatea noastră românească, care e putrevă până în măduvă, 98% creștini și păcatele sunt promovate ca virtuți. Nu poate fi schimbat Aradul și România decât cu Evanghelia. Că Evanghelia are putere. Luca 1:37, niciun cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu-i lipsă de putere. Evanghelia asta e veșnică. Matei 24:35, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. În Apocalipsa 14:6, Ioan vede un înger care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică. Vă rog foarte mult, citiți Evanghelia. Vă rog foarte mult, trăiți Evanghelia. Și vă rog mai mult, propovăduiți Evanghelia. Și Dumnezeu să ne ajute. Cuvântul ăsta lui Dumnezeu are putere. Psalmul 33:6. Cerurile au fost făcute prin cuvântul lui. Versetul 9. Căci el zice și ce zice se împlinește. Poruncește și ce poruncește ia ființă. Cuvântul lui Dumnezeu are putere creatoare. Cuvântul lui Dumnezeu vindecă. Psalmul 106 descrie niște oameni dezgustați de hrană, ajuns până în groapă, până la moarte. Și spune Psalmul 20, atunci le-a trimis cuvântul său și i-a tămăduit. Fraților, am multe mărturii, multe adunări în care eram prezent. Mi-ar fi plăcut să spun că Domnul a făcut prin mine, dar a făcut Domnul minuni prin alții. Dar eu eram așa ca voi pe bancă. Când la adunarea din Dănila un frate vorbea despre vindecare și puterea vindecării, puterea Domnului de vindecare a început să umble prin adunare și se ridicau oameni, spunea, și pe mine m-au vindecat și vindecări care au rămas până în ziua de astăzi. În adunarea din Botoșani am văzut o soră care a lăsat cârjele. I-a spus, Mircea, las cârjele aici, nu mai am nevoie de ele. Sora Botoșanu și-a plecat acasă vindecată. Căci cuvântul Evangheliei are și putere de vindecare. Sunt aici bolnavi în trup care ați venit cu neputință, cu boală, cu slăbiciuni. Aș dori ca puterea de vindecare să fie în adunarea aceasta și să plecați acasă vindecați de Domnul. Petru spunea în 1 Epistolul, capitolul 1, versetul 23, căci acest cuvânt al lui Dumnezeu are puterea să ne nască din nou. Că voi ați fost născuți din nou, nu dintr-o semânță care poate putrezi, ci de una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne sfințește, Efeseni 5:26, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botez, prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu e o armă, Efeseni 6:17, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Pledez în seara asta, mi-e dragă Evanghelia, eu iubesc Evanghelia. Și așa aș dori ca Domnul să pună și în voi dragoste de Evanghelie.
târziu, în noapte, în ziua, în zori dimineață, puneți mâna pe Scriptură, cercetați Scriptura, că mai este o cântare, o cântau frații noștri, Evanghelia are putere și să știți că are. Din partea învățătorului, trebuie să fie atent, să aibă interes să predice, să predice cuvântul lui Dumnezeu, să umbli în călăuzirea lui Dumnezeu. Fapte 16, Pavel și Sfila vor să meargă în Asia, vor să meargă la evangelizare și Duhul Sfânt nu-i lasă. A ajuns la Misia, se pregăteau să intre în Bitinia și Duhul lui Hristos nu-i lasă. Noaptea Pavel are o vedenie, un om din Macedonia spune, treci și ajută-ne. Am înțeles că acolo trebuie să mergem. E foarte importantă călăuzirea. Rugați-vă, voi toți sunteți evangeliști, fete, băieți, frați și surori, acolo unde v-a așezat Dumnezeu, rugați-vă să vă dea călăuzire, să întâlnești omul care trebuie să-l întâlnești, să-i spui vorba care trebuie să-i o spui. Stam odată de vorbă cu o tânără și îmi spune, frate Dragoș, dacă nu vorbeai cu mine, știi ce voiam să fac? Nu, spune-mi ce voiai. Voiam să mă omor. Îți mulțumesc că ai vorbit. O trebuie să plec din Suceava până în inima Ardealului să mă rog pentru o soră care, o tânără care a cuprinsă de un duc de sinucidere. N-are rost viața, depresivă, descurajată. Și Dumnezeu o eliberat-o și o vindecat-o să ne dea Domnul călăuzirea aceasta. Dar spuneam eu, și din partea învățătorului, și din partea ascultătorului, trebuie să vină acea doză de interes, să coincidă interesele lor. Că dacă dintr-o parte nu-i interes, nu-i nicio minune, nicio pescuire. Un prieten bun al meu, păstor, un om al lui Dumnezeu, primește un științare de la Domnul, du-te în familia lui cutare și spune să-și rezolve problema între el și soția lui, că dacă nu mă ating de trupul lui și iau un mădular. Omul cunoaște familia. Familie bună, care n-au probleme, care cântă amândoi la microfon în fața adunării. Și spune, măi, de la Domnul lucrarea, poate am să mă duc, mai stau. Și nu se duce. Vorbește cu o soră de corp a acelui frate. Măi, ce mai face fratele? O, bine, cu familia, bine, bine, mulțumim Domnului. În următoarea săptămână, prietenul meu primește o veste. Îl știi pe fratele? Da. E la spital, i-o tăia piciorul. Și omul ăsta spune, de mă duceam la timp? A, și ca să își dea seama că lucrarea a fost de la Domnul, în două săptămâni nevasta au intentat divorțul și l-au lăsat. Și spune, eu sunt vinovat. Oamenii ăștia aveau nevoie de cuvântul meu, aveau nevoie de sfatul meu, de descoperirea mea, dar eu nu mi-am făcut timp. De aceea, hai să ne facem timp, să avem interes, să propovăduim mereu Evanghelia. Doamne, ajută-ne la aceasta. Știți, o cetate avea așa nevoie de un mesaj. Și Dumnezeu îi vorbește lui Ioana, fiul lui Amitai, și spune, du-te în Ninive, cetatea cea mare, și acolo să ai strigare care ți-o voi spune eu. Și Ioana spune, nu mă duc. Coboară la Iafo, ia un bilet, fuge departe de fața Domnului și îl trece Dumnezeu prin niște experiențe pe omul ăsta și ajunge la Ninive. Dar ajunge un proroc mânios, care merge cu capul în jos bodrângind și care prorocește scurt. Încă 40 de zile și cetatea va fi nimicită. O zi întreagă merge prin cetate, pe jos, cu același mesaj. Nu dă nicio recomandare, nicio explicație, nicio sugestie. Dar culmea, din partea cealaltă, atâta interes. Care, cum auzea mesajul, știa ce are de făcut. Post înaintea lui Dumnezeu, oameni dobitoace, împăratul coboară de pe tron, aruncă mantia, se îmbracă cu un sac și Dumnezeu spune că o văzut că se întorceau de la calea lor ce era și i-o iertat. În mod normal, interesul trebuie să fie de ambele părți. Eu predic în seara asta și mă gândesc pentru ascultătorii care au venit aici. Oare au ei interes sau au venit din obligație, din curiozitate? Să le dea Domnul interes de pocăință. Amin? Că poate fi un interes de la predicator, dar să nu intereseze pe alții. Ajunge Pavel să predice Evanghelia în aceeași fapte apostolilor 13:50-51 și când ajunge în Antiohia, Pisidie, ăia n-au nevoie de Evanghelie. N-avem nevoie. Știți ce a făcut Pavel? O ieșit afară din cetate, o scuturat așa picioarele, că așa le-a spus Domnul, scuturați praful. Și a spus Mântuitor o vorbă, în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma, Gomora, Adma și Țeboim decât pentru cetățile care nu primesc Evanghelia.
Astăzi ești bine, mersi. Dacă vrei, vii la pocăiți, dacă nu, nu. Dacă vrei, te pocăiești, dacă nu vrei, nu te pocăiești. Dar într-o zi vei sta în fața lui Dumnezeu. Într-o zi vei da socoteală de faptele tale. Îndemnul meu, dorința, rugăciunea mea este: ai interes pentru Scriptură. Hai să ai interes pentru Evanghelie și pentru pocăință. Doamne ajută! Cred că lucrarea ideală îmi place aceea când omul lui Dumnezeu, Filip, smerit, avea o lucrare mare în Samaria, se propovăduia Evanghelia, se întorceau noroadele, boteza în apă, Domnul făcea minuni. Și vine un înger și spune: lasă lucrarea aici, du-te pe drumul pustiu care duce la Gaza. Acolo era un căutător de Dumnezeu, un famil cu mare trece la împărat, s-a cantat, i-a fost la Ierusalim, s-a închinat ca suvenir. N-a luat niciun pix, nicio ungheră, n-a luat nicio tabletă, n-a luat altceva, a luat cartea prorocului Isaia. Și acum el citea în carte, mergea. Interes de la Filip, interes de la famine. Și interesele astea două să ajung. Îi spune îngerul: fugi! Și ajunge carul. Eu îl văd acolo în căldurile alea de Orient, căldurile alea toride, îl văd pe Filip alergând în spatele unui car, trasă de niște armăsari, și fuge, descul și colbă urma lui și transpiră Filip și fuge. Eu mă plângeam, îi spuneam la fratele: 16 ore am făcut cu trenul până la voi. E mult, așa? Odată mergeam ca să mă rog pentru o fetiță bolnavă de cancer în diaspora. Eram cu fratele Moloci și cu fratele Axântie Octavian. Ne-a rugat cu disperare familia să ajungem acolo. Am călătorit în niște condiții foarte grele. Un bus mic, aglomerat, ăia fumau. Era o femeie tânără din neamul romilor. Copilul râhnea, mi-l punea mie în brațe, îl lua înapoi. Și eu îi spun la fratele Moloci: măi, greu mai călătorim. El e un bătrân, îmi spune la ureche: alții au fost tăiați în două cu ferestrăul, au pribegit, îmbrăcați în piei de capre, au fost și au fost și au fost. Și am spus: iartă-mă, frate Vasile, călătorim foarte bine, foarte bine călătorim. Am făcut 16 ore până la voi, că așa e trenul, eu nu pot să-i judic, că toată viața am fost ceferist, mecanic, locomotivă. Și mi-mi prinde dorul. Dar mă gândeam la Filip. Noi facem evangelizare la prezbiteri, la păstori, le pune ceva umbră, le dă sticle cu apă. Și Filip fugea în urmă, Carlo, și fugea. Eu nu știu, mă gândeam, oare în cer o să fie sentimentul de rușine? Păi dacă ar fi, n-ar fi idealul, nu? V-ați gândit vreodată? Dar dacă în cer o să fie sentimentul ăsta de rușine, cred că eu o să fiu unul care o să stau capul în jos. Că tot mai comentez în lucrarea mea, că m-am obosit, că am luni de zile de când predic în fiecare. Îi spuneam la frate: nu mai știu ce să predic, nu mai am nici predic, nu mai am nici odihnă. Dar în fața mea o să stea Filip și o să-mi spună: frate Dragoș, atât am fugit în urma Carlului până când l-am ajuns din urmă. Interes de la Filip, interes de la famine și interesele astea se întâlnesc undeva. Omul ăla, dregătorul ăla, îl vede pe Filip: măi omule, tu înțelegi ce citești? Cum să înțeleg dacă nu-i unul să-mi explice? O porunci să stea carul, l-a luat în car și acum a început Filip să-i explice. Dar eu mă gândeam: dar Filip, tu unde mergi? Tu mergi și tu în Etiopia? Până la câte stații mergi? O stație, două, când cobori? Că ai devenit înapoi. Filip n-are treabă cu ce vine înapoi. Filip are treabă cu famine, să înțeleagă Biblia. Dumnezeu lucrează la inima lui, asta înseamnă interes, înseamnă dedicare. Și dintr-o dată exclamă famine: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Dacă crezi din toată inima, se poate. Cred că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. O porunci să oprească carul, au coborât amândoi în apă, Filip l-a botezat pe famine, famine nu pleacă plin de bucurie. Și Domnul îi face un hatâr lui Filip, îi ia și îl răpește să-l duce la Marea de Azot. Fraților, primul gând care îl am din locația aceasta a corăbiei, depărtat doar puțin de mal, nu se putea face în corabie nimic decât se putea asculta Evanghelia. Interes reciproc. Și urmărim pasajul din Scriptură și vine Biblia și spune că după ce o găta de predicat, a zis lui Simon,
depărtează la adânc și aruncați mrejele pentru pescuire. A doua locație undeva departe, între valuri. Al doilea gând care l-am eu pentru înfăptuirea unei minuni, porunca învățătorului să fie împlinită de ascultător. Are Petru așa un fel de a se împotrivi, așa foarte palid, și spune învățătorului, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la porunca ta vom arunca mrejele. În seara asta porunca Domnului să ne pocăim. Cine ascultă? Cine o împlinește? Că, uitați-vă, din gândul ăsta am așa, mi-a venit un gând să vă spun că Domnul a răsplătit timpul ăla lui Simon în care i-a închiriat corabia și a spus, omul ăsta are nevoie și de pește. Domnul îngrijește de trebuințele noastre. De toate nevoile noastre îngrijește Dumnezeu. Dacă dăm două foi în Scriptură, în Luca, în capitolul 9, spune cuvântul Domnului aici, versetul 11, parcă, noroadele a priceput lucrul acesta, au mers după el. Iisus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Primul gând, că Iisus vă primește bine. Mai bine decât colegii de clasă. Mai bine decât colegii servici, vă primește Domnul. Mai bine decât sunteți unii primiți acasă, vă primește Domnul. Mai bine decât sunteți primiți la primărie, de funcționare de acolo. Și mai bine decât sunteți primiți la spitalul de urgență, când sângerezi acolo și nu se uită nimeni la tine. Mai bine decât toți aceștia, vă primește Domnul. Eu am avut o experiență în vara trecută, trebuia să merg la o ungere cu un de lemn, mă aștepta o frață, doi eram plecat la coasă. Și la ultima brazdă care am dat-o, m-am tăiat la picior. Cosesc din toată viața. M-am tăiat așa de tare, curgea sângele, am tăiat un prosop, m-am bandajat, am încercat să ajung la casă, am pus băiatul să conducă tractorul, am văzut că mi se face rău, am dat telefon la nevastă, te rog frumos, ia o mașină și vine înaintea mea că m-am tăiat. Ei, și acum începe, tare. Dar cum? Dar de ce? Măi, nu mai lac să-ți povestesc, că vină repede! Ea s-a speriat, a luat și m-a dus la urgență. Și la urgență m-a luat repede în primire, cu ceva stăiat, cu o coasă, așa. Așteptat puțin. Și am așteptat două ore. Curgea sânge, venea o femeie, ștergea sângele. M-am dus de vreo două ori șchiopătând. Doamne, nu vă... Domnul v-a spus să așteptați. Așa m-a primit pe mine la spital. Fratele mă sună, frate Dragoș, vii la ungeri că te așteptăm. Măi, omule, eu am nevoie, eu sunt la spital, sunt bolnav, m-am tăiat, sunt de două ori aici. El dă telefon la un frate pocăit mai sus, îl sună pe directorul spitalului și în 5 minute vin vreo 2-3 medici. Cine-i domnul Cruitor? Eu. Și dau să pășesc. Nu, stați, m-a pus pe targă. Eu de pe targă am început să râd, acum ați grozav. Dar două ori nu m-a văzut nimeni. S-a purtat foarte frumos cu mine, dar după niște telefoane. Nu știu voi cum sunteți primiți, poate mai bine ca mine, dar mai bine decât toți vă primește Domnul. Domnul vă primește mai bine decât toți. Și spune că o vindecat pe cei care aveau trebuință de vindecare. Era o nevoie. Biblia vine și spune că au venit ucenicii și au spus, uite că e noaptea. Dă drumul la oamenii ăștia că li foame să mănânce și Domnul îi spune n-am nevoie, dați-le voi să mănânce. Andrei Pleșu când a vizitat facultatea din Iași la studenți care erau ultimul și terminau și urmau să intre în învățământ, le-a spus, măi copii, voi o să mergeți la catedră, așa trebuie să predați, așa trebuie să captați atenția cum făcea Mântuitorul. El a predicat 3 zile Evanghelia, oamenii erau gata să leșine de foame, dar încă mai ascultau. Așa predicat de frumos, spunea omul ăsta, că un băiat cu mamă grijulie avea o traistă cu niște pâini și a uitat băietul să bage mâna în traistă să mănânce. Așa de frumos predica și le spunea la studenți, viitorii profesori, așa trebuie să predicați și voi.
Noroatele astea au ascultat cuvântul și în momentul când au ascultat cuvântul, li s-a făcut foame. Dar Domnul știa că li-e foame. Pentru că biserica se implică și în lucrurile materiale. Ați auzit că la pocăiți este o vorbă, pocăiți să ajută. Și eu spun amin, pocăiți să ajută. Că așa ne învață Sfânta Scriptură, că și Dumnezeu îngrijește și de nevoile spirituale, dar și cele materiale. Așa face și adunarea. Eu sunt chemat de un frate prezbiter, îmi spune frate Dragoș, la noi este un frate căzut într-o mare depresie. Nu mai poate dormi o jumătate de oră, sistemul nervos e la pământ, e foarte bolnav, vino, fă o rugăciune pentru el. Ne-am dat întâlnire, am mai luat doi frați, am plecat, stau de vorbă cu el, măi băiete, ce s-a întâmplat? Frate Dragoș, am lucrat în Italia, acolo am avut un mic accident, am venit acasă, am făcut casa asta, o casă curată, căsătorit, trei copii, soția lucrează în învățământ, o dat afară, eu am căzut de pe casă și am vreo 6 luni de zile de când stau în pat, nu mă pot mișca, acum am mici, dar foarte greu. Copiii sunt la socri, dar săptămâna viitoare începe școala, n-am bani de caiete, n-am bani de papuci, n-am bani de ghiozdan și nu pot dormi, frate Dragoș. Eu îi predic Evanghelia. Băi, Dumnezeu e mare, măi, Dumnezeu are comori neîncepute, Dumnezeu și pentru tine, și Dumnezeu. El se uita la așa, nu e niciun gest, nu schița nimic. Am văzut că nu merge. I-am lăsat pe frate să vorbească, m-am dus pe hol, am băgat mâna în buzunar, aveam 1 milion și ceva cum era înainte. Mai chem încă 2 frați afară, băi, veniți până la mine. Tu ai ceva bani la tine? Cam 1 milion. Unul mai bogat avea 2. Prezbitru care vorbea mai avea 1 milion. Dat bani încoace. Ne-am luat banii și am spus, măi Gabi, uite care-i treaba. Noi o să ne rugăm pentru tine. Noi o să vă ajutăm. Dar acum, uite, pe moment am să-ți dau bani. Nu, frate, te rog frumos, ia banii ăștia în numele Domnului. S-a luminat la față, s-a luat banii și vă spun un secret. Din momentul ăla nu mai avut depresie. Am ajuns acasă, i-am făcut un ajutor consistent, am zis și am sunat prezbitru. Frate, ce face, frate? Băi, bine, sănătos, vine la adunare, fluire toată ziua. Pentru că biserica nu numai predică, biserica așa ajută. Și Domnul s-a uitat la Simon, măi, le-am predicat, ăsta mare nevoie de pește. Du-te, Simon, la adânc și aruncă mrejele, eu răsplătesc. Eu am avut curaj odată să spun în adunarea noastră, vis-a-vis de prezența în adunare, noi nu avem mulți oameni cu bani și mulți patroni, suntem oameni de la țară cu agricultura, ne ocupăm. Avem câțiva patroni care au niște echipe și am spus, joi seara veniți la adunare. Veniți la adunare joi de la 7 la 9 seara avem adunare, că era vara. Și eu vă promit în fața adunării, dacă unul din voi falimentează, din caseria adunării, noi vă dăm bani înapoi. Veniți și îmi spuneți, frate Dragoș, am fost joi seara la adunare, am stat de la 7 la 9 și am dat faliment. Au trecut 4-5 ani și nu avem niciun falit încă. Toți care vin joi seara la adunare sunt binecuvântați de Domnul. Voi credeți asta? Doamne, dă-ne credința asta să venim la adunare. Corabia la adânc. Porunca învățătorului împlinit de ascultător. Și apoi vine cuvântul Domnului și spune Petru, Doamne, toată noaptea n-am trudit, n-am prins nimic. Asta cred. Că tot ce faci fără Dumnezeu e nimic. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și ce faceți voi fără mine, e tot nimic. Psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cel ce o zidește. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață, lucrați până noapte târziu să câștigați o pâine câștigată cu durere. Că prea iubiților îl dă pâinea ca prin somn, adică le-o dă mai ușor. Aș dori ca să înțelegeți că tot ce faceți fără Dumnezeu e zadarnic, trudă zadarnică. Și aș mai vrea tot aici cu corabia depărtată la adânc, un gând, răsplata ascultării. Simon a ascultat și pentru asta Dumnezeu l-a răsplătit. Toți care ascultă de Dumnezeu au parte de binecuvântare și de răsplățire Domnului. Credeți asta? Dau exemplu cu omul ăla neprihănit, care era fără pată între cei din vremea lui. Vorbesc de Noe, când vine Dumnezeu și spune, pământul e stricat, îl voi nimici, voi trimite un potop de ape, toți vor muri. Noe, du-te, fă o corabie.
Și a doua zi îl văd cu securea în spate pe noi. Merge la pădure, doboară copacii, măsoară, face o corabie. În vremea răzvrătirii, că Petru spunea că el a fost omorât în trup, înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhul din închisoare, din vremea răzvrătirii, din vremea lui Noe. Oamenii erau răzvrătiți. Noe a crezut pe Dumnezeu. Noe a ascultat de Dumnezeu. Câtă ironie! Câte dispute teologice or fi fost acolo! Câtă ocară! Dar Noe a rămas statornic în ascultarea lui. Așa să ne ajute Domnul și pe noi. Amen. Știți, noi credem că Dumnezeu răsplătește ascultarea. Eu așa cred. Ascultarea de părinți, ascultarea de mai mari voști, ascultarea de Dumnezeu, îi răsplătită de Dumnezeu. Eu așa cred. Mă gândeam doar la Ionadab, fiul lui Recab. Ce ispite pentru el când pe ulițele Ierusalimului întâlnește marele proroc Ieremia. Și Ieremia spune, vină cu mine. Și nu îl duce la o crâșmă. Ieremia îl duce în templu, îl bagă într-o chilie și pune vin. Bea, Ionadab. Și Ionadab se uită, spune, noi nu bem. Noi nu bem, că tatăl nostru ne-a poruncit să nu bem. Și strigă Duhul Sfânt prin Ieremia, ai văzut? Fiul lui Recab ascultă de Recab. Voi de ce n-ascultați de mine? Pentru aceasta, totdeauna un urmaș al lui Recab va fi înaintea mea. Frate, eu am avut curajul. Și acum cred că mă ascultă pe internet. Am avut curajul la noi în adunare să mă ridic și să spun așa. Era o binecuvântare de copii. Să dea Dumnezeu copiii mei să mă asculte pe mine cum am ascultat eu de mama și de tata. N-am pretenție la mai mult. Voi ascultați de părinți? Știți că răsplata ascultării este mare? Și că Dumnezeu răsplătește? Evrei 13:17. Ascultați de mai mari voștri și fiți resupuși. Un prieten al meu, păstor, proroc, îi invita de un alt păstor într-o adunare de lângă Suceava. Și acolo fratele proroc spune, mi-a arătat Domnul lucrare că la voi aici nu e ascultare de mai mari. Dar cineva întreabă, dar cine e mai mare? Domnul e mai mare între noi. Dar fratele spune, dacă tot ai gura mare, văd că și vocal, citește Efeseni 4:11. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători în vederea lucrării. Măi, aveți pe ăștia? Ăla tace. Dar citește Evrei 13:17, ascultați de mai mari voștri. Și ăla spune, noi nu avem mai mari. Acum iertați-mă, știți care a fost urmarea? Adunarea aceea la scurt timp s-a rupt. Aia care s-a rupt într-o parte să ceartă acolo, aia care a rămas să ceartă din coace. Că în adunarea Domnului este rânduială. Că prorocul ăsta îi spune la celălalt, băi, unde m-ai adus? Ai spus că mă duci la o adunare de pocăiți. Unde nu-i rânduială, unde nu-i ierarhie, unde face fiecare ce vrea, unde nu-i ascultare, acolo nu-i biserica Domnului. Doresc ca Domnul să ne facă ascultători, amin? Că mare este răsplata ascultării de El. Doamne ajută din aceasta. Și văd că timpul trece, nu văd foarte bine până la ceasul acela. Am îmbătrânit, am ieșit la pensie de bătrânețe. Hai să mergem pe urma corăbii și imediat închei predica. Spunea cuvântul Domnului aici, în Luca, în capitolul 5. Ei au scos corăbii la mal, au lăsat totul și au mers după el. Ultima locație pe care o precizez. Au scos corăbile acum la mal și ce mă miră pe mine, mai tare ca pescuirea cea minunată, e transformarea lui Simon, pescarul ăla care cu o noapte înainte s-o trudi să prindă pește, numai ce au ascultat o predică și dintr-o dată își face așa un clasament, o ierarhie clară a priorităților și spune, n-am nevoie de peștele ăsta. O lăsat totul. El a lăsat totul și a mers după Domnul. Pentru că a văzut în Domnul ceva. Eu în minunile care le-am văzut, făcute de Domnul, și din experiența Scripturii am înțeles câteva lucruri. În primul rând, Dumnezeu întotdeauna face minunile înspre slava sa și Dumnezeu nu împarte slava cu niciun om. Nici la predică, nici la stăruință, nici la rugăciuni de vindecare, Dumnezeu nu împarte slava cu nimeni, cu niciun păstor, cu niciun evanghelist. De aceea aș dori toată slava să fie a Domnului. Și am mai înțeles de minunile Domnului că Domnul nu face așa spectacol agreat de firea pământească. Să sară bolnavi în picioare sau așa ceva. Nu, nu, nu.
Domnul nu face spectacol cum le-ar place la unii. Dumnezeu îi sfânt. Dar întotdeauna în minunile acestea îi scoase în relief puterea lui Dumnezeu și neputința omului. Îi scoase în relief sfințenia lui Dumnezeu și păcătoșenia noastră. Când s-au umplut corăbile cu pește, când au început să se afunde corăbile, Simon s-a aruncat la picioarele Mântuitorului și a spus: Doamne, sunt un om păcătos. Vezi tu păcătoșenia ta? În seara asta Duhul Sfânt îți arată păcatele tale. În prezența mea nu ești mai păcătos poate decât mine. Dacă în Hristos se spunea aici, Matei 18:20, unde-s doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt prezent. Eu cred că Hristos e aici, amin? Când stăm în prezența lui Hristos, vedem că suntem slabi și păcătoși și că El e Sfânt. Să uita Simon la învățătorul ăsta tânăr, itineraric, mergea de loc în loc și a spus: renunț la corabie, renunț la pește. Învățătorul ăsta mi-a făcut o chemare, vino după mine. Ce putere avea cuvântul Domnului, nu înțeleg. O lăsat pescare, corăbile pline cu pește și o mers după Domnul. S-a dus la mai marele vame și a spus: vină după mine. Omul ăsta nu era un stupid, omul ăsta era un învățat. O închis birou, a pus jos condeiul și a mers după Domnul. Așa aș dori ca puterea asta a chemării să fie în seara asta la adunare. Și nu glasul meu, ci Duhul Sfânt să vă cheme la pocăință. Dar ascultăm noi porunca lui Dumnezeu? Și iată care e porunca lui Dumnezeu. Eu am acum un enunț, un decret de lege, dat de un înaintaș al meu. Pavel striga în Areopagul din Atena, fapte 17:30. Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință, dar poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgătuit prin faptul că l-a înviat din morți. Porunca lui Dumnezeu în seara asta este pocăința. Ascultă cineva? Același Pavel spunea Roman 2:4-5: ori disprețuiesc tu bogățiile, bunătăți, îngăduințe și îndelunge lui răbdări. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar tu cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei lui Dumnezeu. Cine nu se pocăiește în seara asta, știi de ce nu se pocăiește? Că nu vrea. Nu puneți alte motive. Am un coleg de serviciu și mă enervează și decât pocăit cu el mai bine sau așa. Nu, nu, nu este motivul. Motivul real este că nu vrei să te pocăiești. Pavel așa spune, cu împietrirea inimii tale care nu vrea. Altul spune, am o grămadă de nașă, de cumătre și neamul meu e mare și mă ocăresc, de-aia nu mă pocăiesc. Nu, nu de asta. Tu nu te pocăiești pentru că nu vrei. La noi în sat a fost o familie bună, oameni gospodari înstăriți și fata lor pe la 18 ani, omnii la adunare, s-au pocăit, au primit botezul, s-au căsătorit, o viață bună. Ceilalți n-au prigonit-o, au greiat într-un fel pocăința, au înțeles-o și tatăl s-a început să vină și el la adunare. De câte ori aveam evangelizare, trimiteam invitații, de fiecare dată venea, era ca unul de-a noștri. Au început să vină la adunare și în alte slujbe obișnuite. Mă trezeam duminică dimineața, iar o veni bădia, nu știu cum, nu-i spun numele. Și la un moment a spus, mă, dar de ce nu e botezul? Ești caș de-a noștri. Măi, băiete, eu iau botezul. Dar eu am fost un gospodar, am fost la multe nunți, am dat bani pe masă, am botezat, am naș cu mătri. Și mai am un singur băiet de însurat la vară, că-i logodit. La vară are botezul. Și uite la mine ce spun, că sunt om serios. Cum se însoară ficiorul, eu vin la adunare și mă pocăiesc. Și nu după mult, în casa aceea a fost o mare mulțime de oameni. Nu la nuntă la ficiorul, la mormântarea lui. Că în 2 săptămâni s-a îmbolnăvit, l-a dus la spital și l-a dus mort și l-a îngropat. Și eu mă gândeam, el nu s-a însurat, care, nu s-a nipocăit că are ficiorul. Nu, nu, el nu s-a pocăit că n-a vrut. Ca să se înfăptuiască o minune, trebuie să fie interes reciproc. Ca să se înfăptuiască minunea asta, trebuie să fie împlinită porunca dată. Ca să fie o pescuire minunată în seara aceasta, trebuie ca prietenii adunării, cercetați de Duhul Sfânt,
să asculte porunca. Și eu le spun, Doamne ajută. Și plecați acasă cu prioritățile alea în mintea dumneavoastră. Oricât ai avea în lumea aceasta, pe pământul acesta, într-o zi vor trece. 2 Corinteni 4:18 spunea Pavel, de aceea noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, că sunt trecătoare, ne uităm la cele care nu se văd, că sunt veșnice. Eu cred ce spune Apostolul Petru, că într-o zi cerurile vor trece cu trosnete, trupurile cerese vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Credeți și dumneavoastră? Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm un cer nou și un pământ nou. Simon s-a uitat la Domnul și a spus, mulțumesc de pește, tu ești mai important decât peștele. Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate acestea trebuincioase vouă vi se vor da pe deasupra. Să ne ajute Domnul, amin. Aș vrea să se repete înmulțirea aceasta din pescuirea minunată. Aș vrea ca Duhul Sfânt să prindă în năvodul mântuirii prieteni și prietene. Ce ai de făcut tu? Să ai interes de pocăință, de Scriptură. Să asculți porunca lui Dumnezeu care spune să te pocăiești. Și să lași toate lucrurile și să-L urmezi pe Domnul. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin.